Amin? Amin. Apocalipsa este vede o altă armată care laudă pe Domnul și alăturăm și noi acestei armate de dimineața aceasta. Aveți Biblie în Apocalipsa 5, de la versetul 9 la 13, spune așa. Și cântau o cântare nouă și zicea: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, inclusiv din Turda, din Târgu Mureș, din Cluj, din orice seminție, din orice neam, da? De orice limbă și din orice noroc și din orice neam. Versetul 10. Ai făcut ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. În această dimineață voi sunteți preoți înaintea lui Dumnezeu, fiecare în parte. Și voi trebuie ca să aduceți o jertfă de închinare înaintea lui Dumnezeu ca și preoți în dimineața aceasta. Versetul 11. M-am uitat, zice autorul, și prin jurul scaunului de domnie și în jurul futurilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Și cum fiți atenți, numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Cei care sunteți buni la matematică, faceți un calcul, să vedeți câți îngeri îl laudă pe Domnul în dimineața aceasta. Și nu sunt singuri. Cântarea celor de pe pământ este făcută în urechea lui Dumnezeu în această dimineață, cântarea mea și cântarea ta. Ești gata să-i cânti lui Dumnezeu în dimineața aceasta? Amin? Amin. Vezi că ai spus amin cu gura ta. Atunci trebuie să cânti în această dimineață. Și acum aș vrea ca să facem un lucru, să spunem împreună. Ei nu ce ziceau cu glasare. Vede că este mielul care a fost înjunghiat să primească. Eu spun și apoi voi repetați, da? Citiți acolo sus. Să primească puterea. Bogăția, bogăția, dar înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și cine care merg cu barca și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând. Acelui care stă pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea. Thank you.
nome te lo dăm, numele Tău Sfânt îl înălțăm. De ce? Pentru că El este vrednic. Amin?
Doar să vină cuvântul numele Doi. Vreți să ai suficient cuvinte în dimineața aceasta să vinci Domnul, doar să-L auzi pe El, să-L binecuvintezi pentru ceea ce este, pentru ceea ce ți-a dat, pentru că ești în locul acesta sănătos în această dimineață, ai o gură, poți să vorbești, ai ochi, poți să vezi, ai urechi și poți să auzi în această dimineață. Ești bucuros de lucrurile acestea. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Să nu-i cerem nimic, doar să binecuvântăm numele Lui, să înălțăm numele Lui. Și haideți cu voce tare împreună.